Știam foarte bine că mașinile fac zgomot și că oamenii din ele sau de după ferestrele luminate ale clădirilor fac zgomot. Sau că fluviul face un zgomot. Dar nu auzeam nimic. Orașul mi se întindea la geam, plat ca un afiș, pâpâind și scânteind. Dar putea la fel de bine să nici nu fie acolo, la cât de mult mă ajuta. Telefonul alb ca de porțelan de la capul patului m-ar fi putut conecta cu lucrurile. Dar acesta stătea nemișcat, împietrit ca un cap de mort. Am încercat să îmi aduc aminte toți oamenii cărora le dedusem numărul meu de telefon, ca să fac o listă cu telefoanele pe care le-aș fi putut primi. Dar nu-mi venea în minte niciun nume. M-am gândit să mă strecor în așternuturi, să încerc să adorm. Dar asta ar fi fost ca și cum aș fi înghesuit o scrisoare soioasă și mâzgălită într-un plic alb și curat, așa că nu mă tenta. Am hotărât să fac o baie fierbinte. Da, probabil sunt destule lucruri pe care o baie fierbinte nu le rezolvă, dar eu nu știu foarte multe dintre ele. Când sunt tristă că voi muri, sau când sunt nervoasă că nu pot să adorm, sau când sunt îndrăgostită de cineva pe care nu-l voi vedea o săptămână, mă prăbușesc cam până aici și pe urmă îmi spun: mă duc să fac o baie fierbinte. Când sunt în baie, meditez. Apa trebuie să fie foarte fierbinte. Așa de fierbinte că abia poți să-ți bagi piciorul în ea. Și pe urmă te scufunzi centimetru cu centimetru până când apa ți ajunge la gât. Îmi amintesc tavanele de deasupra fiecarei căzi în care m-am întins. Îmi amintesc textura tavanelor și crăpăturile și culorile și fetele de igrasie și corpurile de iluminat și mi-aduc aminte și căzile. Cele de modă veche, cu picioare de grifon sau cele moderne ca un sicriu. Sau cele de marmură roz, extravagante, care dau spre un eleșteu interior și mi-aduc aminte și dimensiunile și forma tuturor robinetelor și diferitele suporturi pentru să pun. Când sunt într-o baie fierbinte, sunt eu însă mai mult ca oricând.
Am zăcut în cada aceea, de la etajul 17 al acelui hotel, sus, deasupra forfotei New Yorkului, aproape o oră. Și am simțit cum devin din nou pură. Nu cred în botez, sau în apele Iordanului, sau în chestii din astea. Dar cred că pentru mine o baie fierbinte e cam același lucru ca apa sfințită pentru oamenii religioși. Mi-am zis, New Yorkul se dizolvă. Totul se dizolvă de tot. Și niciunul dintre oamenii care m-au rănit vreodată nu mai contează. Nu-i cunosc. Nu i-am cunoscut niciodată și sunt foarte pură. Toată băutura și toate săruturile alea lipicioase pe care le-am văzut și toată mizeria care mi s-a pus pe piele pe drumul spre aici se transformă în ceva pur. Și cu cât stăteam mai mult în apa aceea fierbinte și limpede, cu atât mai pură mă simțeam. Și în cele din urmă, când am ieșit afară și m-am înfășurat în prosopul alb și curat al hotelului, m-am simțit pură și dulce ca un nou născut.